clasa 10-a, studiem astăzi viața socială în epoca medievală, ierarhia feudală. Este o unitate de conținut care se integrează în unitatea de învățare, economie, societate și organizare politică în evul mediu. Atunci când facem referință la viața socială, trebuie să înțelegem că aici vom integra categoriile bogate, cele dependente, dar și femeile, copiii și bătrânii, alte categorii care iese din tiparul clasic al grupurilor sociale pe care le cunoaștem. Totodată vreau să vă atrag atenția asupra diferențelor legate de viața socială. Avem tipare în Europa Occidentală, altele în Europa Centrală și de Est, în spațiul românesc se înscriu de asemenea particularități specifice, relații sociale total diferite în cadrul societăților musulmane, islamice, dar și cele din extremul Orient, unde s-au păstrat foarte multe particularități ale antichității. Vom dezvolta astăzi 4 unități de competență legate de prezentarea comunicărilor orale și scrise utilizând termenii istorici, descrierea schimbărilor care au avut loc în spațiul istoric studiat, pentru că avem grupuri sociale care vor cădea în dependență tocmai în urma războaielor sau în urma unor impozite impuse de statele care și-au extins dominația asupra teritoriului. Conceptualizarea continuității proceselor care au loc în epoca antică și medievală și demonstrarea relației de cauzalitate, fără îndoială că toate procesele care au avut loc în istorie sunt într-o strânsă interdependență, fapt ce ne face să-l înțelegem pe Herodot, ce spunea că istoria este învățătoarea vieții. Societatea medievală este organizată după un sistem social și politic cunoscut sub denumire de feudalism, de la feudă, ceea ce înseamnă proprietate de pământ. Acesta este un sistem de organizare a societății în care aristocrația agrară și cea militară stăpânește pământul și își aservește țăranii. Structurile de acest tip s-au impus în toată Europa, în etape diferite, dar s-au dezvoltat mai complex în Franța, în secolul IX-XIV, Anglia, dar și continuă în Imperiul Bizantin și spațiul românesc. Nobilii și țărani erau principalele categorii sociale în orânduirea feudală. Totodată evidențiem mai multe categorii care sunt auxiliare: meșteșugari, păstori, negustori, militari, cavalerii, care există mai ales în Europa Occidentală, începând cu secolul XII, chiar ca o categorie socială separată. Aici aveți imagini cu grupuri sociale din comunitatea anglosaxonă în partea dreaptă și francii într-o altă imagine din partea stângă. Dacă o să încercați să faceți deosebirile, ele vor fi foarte mici și asta evidențiem că în special zona occidentală și-a înscris aceleași particularități de spațiu social prin afirmarea aristocraților cu foarte multe elemente antice, atât pentru bărbați cât și pentru femei, și de asemenea grupurile dependente și cei care sunt militarii, cărora le era sortit să-și aducă contribuția la dezvoltarea statului prin consolidarea granițelor lui. Feudalismul se întâlnește în forme diferite, inclusiv în Asia, China, Japonia, Persia, cât și în Europa, în condițiile în care statul, incapabil să plătească cu bani serviciul militar a celor care îl apărau, le distribuia pământ. Într-o asemenea situație, statul fiind lipsit de autoritate necesară, apar legături ierarhice între oameni, cunoscute sub titlul de relații vasalice, între senior și vasal. Toată această dependență socială va crea temelia ierarhiei feudale în evul mediu, iar acesta va crea și un impact politic colosal, fiind una dintre provocările fărâmițării feudale pe continentul european. Dacă ne referim la Franța, atunci evidențiem că societatea medievală este una agrară și aici, pământul fiind cea mai importantă avuție, și în funcție de ea se împărțeau și oamenii. Episcopul de la Leo evidențiază că există 3 grupuri sociale sau 3 stări.
În prima stare sunt cei care se roagă, oratores. De fapt, acesta este clerul. În grupul al doilea sunt belatores, cei care se luptă, și în al treilea cei care produc sau cei care muncesc, laboratores. Cele trei stări formează imaginea perceperii lumii drept o cetate a lui Dumnezeu în care fiecare și are o predestinație. Totodată evidențiem că și în cadrul acestora există foarte mari diferențe, pentru că clerul din orașe avea un alt statut decât cel din spațiile rurale, exact așa ca și în ziua de astăzi. Totodată țăranii care nu aveau pământ plăteau impozite, numite dijme, dări, în schimbul protecției nobilimii. Existau trei tipuri de dijme: în bani, produse și în muncă. Pentru că banii erau puțini, deseori și dijma în bani era suplinită cu munca. Centralizarea și unificarea statului francez, începând cu secolul XI și a continuat și în secolele XII până în XIV, a provocat noi transformări sociale, iar cele trei stări vor deveni o caracteristică și a sistemului politic, dar și a evoluției Franței, inclusiv până în secolul XIX, când în clasa XI veți vorbi din nou despre starea a treia și protestele stării a treia. Desigur că atunci când aceste impozite devin insuportabile, țăranii se ridică la luptă pentru a-și dobândi statutul de libertate. Întrucât în Occident avem doar țărani dependenți, țărani care și-au pierdut și libertatea personală și cea economică. În anul 1358 are loc o vestită mișcare socială numită Jacqueria, nume ce se trage de la termenul de Jac, așa erau numiți în batjocură țăranii de către nobili. Ea a izbucnit în Franța, în condițiile de viață foarte complicate ale țărănimii, datorată creșterii impozitelor, sporirii obligațiunilor în muncă, a jafului pe care îl făceau soldații englezi. Și din acest moment, țăranii s-au răsculat, au constituit o tabără întărită, având în frunte pe Guillaume Cal. Ei n-au izbutit însă să obțină victorie, așa cum nu era nici de așteptat acest lucru, dar evidențiem că totuși au încurajat o revoltă în Paris, condusă de Étienne Marcel, și în cele din urmă această revoltă a fost înăbușită. Dar totuși ea are o semnificație enormă, pentru că s-a demonstrat că chiar și grupurile sărace pot să se ridice și să-și dorească să schimbe situația din societate. Evidențiem uciderea liderilor și circa 20.000 de jertfe ale acestei răscoale, ceea ce ne demonstrează că societatea conservatistă nu dorea să cedeze pozițiile. În Anglia, economia este de asemenea fundamental agricolă în funcție de culturile în creștere, cum ar fi grâul, orzul, ovăsul, un sistem de câmp deschis și creșterea oilor, bovinelor și porcilor. La sfârșitul perioadei anglosaxone, foarte mulți țărani s-au îndepărtat de a locui în cătunii izolate și se așează tot mai mult în zone organizate în jurul unor conacuri. Astfel, se consolidează o comunitate feudală care până în secolul XI promovează o economie de piață, ce va sta la baza înfloririi Angliei și transformării ei într-un viitor stat modern. Dacă ne referim la Extremul Orient, atunci evidențiem că în China, de asemenea, temelia societății și cea mai numeroasă este țărănimea, agricultura fiind cea mai importantă ramură economică. În istoriografie s-a vorbit foarte mult despre relațiile sociale și raporturile acesteia cu nobilimea și cu statul, propunându-se ca o definiție mod de producție asiatic. Dar evidențiem că sclavia în această zonă era un mod de pedeapsă pentru diferite pricini.
Sclavii totuși nu erau numeroși în raport cu masa populației, plăteau statului și funcționarilor publici o parte din produse, la fel cum se întâmpla și în Europa, și trebuie să evidențiem că, de fapt, robia în Evul Mediu este întâlnită aleatoriu în mai multe spații ale continentului european, dar și ulterior în lumea nouă. Evidențiem statutul suveranului, care era un senior principal și era recunoscut drept vasal numai celui de sus, pentru că era recunoscut drept fiul cerului. Răscoala lui Tyler din Anglia este o nouă dovadă a capacității de a protesta a grupurilor sărace. Această răscoală s-a produs în anul 1381 în regatul englez. Ea a fost declanșată din cauza impozitelor pe cap de locuitor, care a fost majorat și în anul 1377, în 1379, ulterior în anul 1381, și care i-a supărat foarte mult pe țărani, pe muncitori, pe meșteșugari, și aceștia vor începe o răscoală. Desigur că și răscoala lui Tyler a fost înăbușită, însă și liderul a fost asasinat. Mai mult decât atât, s-a făcut încercarea de a se convinge insurgenții să se retragă, promițându-se îndeplinirea tuturor revendicărilor, dar a urmat represalii, și asta este o nouă dovadă a caracterului conservatist a comunității din această perioadă. Războaiele husite se integrează și ele în mișcări de caracter social, care ne-ar ajuta nouă să definim raporturile sociale sau legăturile sociale care existau în această perioadă. Războaiele husite s-au produs, sau cunoscute și sub termenul de războaiele din Boemia, au fost o serie de acțiuni militare în care au fost implicați discipulii lui Jan Hus din Boemia și s-au produs între anii 1420-1434. Războinicii husiți erau în principal pedestrași, iar victoriile lor împotriva unor armate mai numeroase, în componența căror intrau cavalerii în armuri, au revoluționat tacticile militare ale infanteriei. Evidențiem că războaiele husite au un profund caracter religios și se integrează în acțiunile de încercare a schimbării relațiilor sociale. În concluzie, evidențiem că aceste relații depind de specificul de organizare economică și politică a comunității. Totodată, dacă ne referim la subiectul nostru pe care urma să-l analizăm astăzi, constatăm că în cadrul vieții sociale deslușim două grupuri importante. Sunt feudalii și țăranii. Feudalii, în dependență de lotul pe care îl posedă, se împart în mari și mici, laici și ecleziastici după statut. Țăranii, în marea lor parte, dependenți, pentru că sunt cei care și-au pierdut libertatea economică, dar și un alt grup aproape de robie, care și-au pierdut și libertatea economică și cea personală, iar relațiile dintre ei sunt stabilite prin impozite de către stat, și aceste impozite sunt achitate atât față de biserică feudal, cât și față de seniorul central. Raporturile sociale, ierarhia feudală a relațiilor vasalice, relațiile dintre conți, cavaleri, baroni, sunt termenii pe care vă provoc să studiați, atât pentru astăzi.